Nu am avut probleme din punctul ăsta de vedere. Hai să-l întrebăm pe domnul Cuculis. Din ce a spus domnul Popescu până acum, ce e bun, ce e rău, din punctul ăsta de vedere? Nu e doar punctul meu de vedere, din păcate. Eu apreciez efortul de a susține instituția. Este un efort normal. Dar trebuie să aducem aminte... Nu susținem numai instituția, susținem și țara. Că dacă... Eu o să vă fac o analiză din 2011. Avem drumuri mai bune. În 2011, și cred că puteți să confirmați lucrul acesta, când de fapt a început, să spunem așa, marea problemă cu rovinietele, cu lipsa plății rovinietelor, trebuie să vă aduceți aminte că pentru fiecare drum, dacă era acel contravenient depistat de 3 ori în aceea zi, se emiteau 3 procese verbale cu 3 despăgubiri aferente. În 2011, țin minte... Și legea ce spune? Ai greșit de 3 ori, dar plătești odată, că e aceea zi, nu? Ajungem imediat și ce spune legea ulterior. E important să se știe că în 2011... Vă rog, domnul avocat, Cuculis, să țineți cont că nu sunteți la Barou și sunteți în emisiune. Sigur. Iar timpul e limitat și atunci luați-o cât mai pe scurtătură și pe înțeles oamenilor. Aveam 30 de procese verbale pentru un singur contravenient într-o lună de zile. 30-31 de procese verbale cu 30 sau 31 de tarife de despăgubiri. Ulterior, în 2011... Adică omul nu câștiga o viață că trebuia să plătească dacă... În 2011 avem situația aceasta. În 2012 vine legea 144 și modifică, eliminând tariful de despăgubire, cel de 28 de euro, luăm tariful minimal de 28 de euro, fiindcă pentru tiruri sau alte autoturisme, tariful evident era cu atât mai mare. După 2012, CNADNR începe executarea silită, că de fapt aici a fost o altă problemă, a tuturor celor care n-au plătit acel tarif de despăgubire, care oricum, per total, dacă luăm procesul verbal, trebuia plătit în 3 locuri procesul respectiv verbal. 28 de euro către dumneavoastră, 15 lei din amenda contravențională către bugetul de stat și diferența până la 128 într-un alt cont total bugetului de stat. Problema mare a fost că dumneavoastră, în urma introducerii legii 144 pe 2012, nu ați dat eficiență principiului din Constituție, în primul rând, conform aplicării legii mai favorabile. Legea contravențională, cât și legea penală, pot să retroactiveze. În așa fel încât, în momentul în care a apărut legea 144 pe 2012, tarifele acelea de despăgubire, în loc să le eliminați, și asta este situația din teren, CNADNR ce a făcut? Le-a pus în executare silită. O întrebare, care cred că doar dumneavoastră ne puteți răspunde, este: e adevărat că executorii judecătorești și-au trecut în costurile aferente procedurii consultații oferite CNADNR? Eu vă spun că în toate procesele verbale întocmite, încheierile de stabilire a cheltuielilor de executare silită, apare această sumă de 200 de lei, în condițiile în care 200 de lei nu făcea contravenția, nu făcea tariful de despăgubire, prin care executorul judecătoresc acum, până în 2015, când apropiem de termenul de prescripție, că din 2012 ați început executările silite, plătesc în jur de 600 de lei cheltuieli de executare pentru un tarif de despăgubire care este scos în afara legii de la momentul anului 2012. Domnul Popescu, cum stăm? Da, auziți? Ca să nu pierdem din moment, trebuie să o rugăm pe Georgiana, care a și venit, să aleagă doi invitați și răspundeți imediat după, da? Până atunci, abia vă puteți aduna gândurile, deși sunt convins că fiind meseria dumneavoastră, nu-s probleme. Deci acum extragem două bunuri de la pâine. Pâine și produse de panificație. Drăghiș Radica din Ploiești, cu un bon de 6 lei. Te investiți aici, domnul Cuculis. Bași 6 lei și câștigi 500. Nu mergi pe drum și plătești 800. Păi da, acolo era și mai important. Cer 28 de lei și mai plătești încă 600 de lei cheltuieli de executare. De la nașul. Te rog, Georgiana. Și Ionescu Artimon din București, cu un bon de 2 lei. Mai bine. Bine, mulțumim frumos, te așteptăm pe la minutul 40-45. Domnul Popescu, cum stăm? Pot să vă spun că în referire la aplicarea mai multor sancțiuni în aceea zi, în anul 2011, ceea ce ați dat ca exemplu, nu s-a întâmplat. N-au fost aplicate mai multe sancțiuni în aceea zi, chiar dacă a trecut de 7 ori prin aceeași cameră sau a trecut de 7 ori prin camere diferite. S-a aplicat o singură sancțiune pe zi. Faptul că a primit mai multe contravenții, mai multe procese verbale de contravenție, a primit probabil pentru fiecare zi, sigur, pentru fiecare zi în care a circulat, normal. Nu a primit mai multe pentru aceea zi. În ceea ce privește tarifele executorilor judecătorești, știți foarte bine că acestea nu sunt ni stabilite de compania de drumuri, nu sunt sume pe care le încasează compania de drumuri,
Sunt sume stabilite sau sunt cuantumuri stabilite pe alte, pe alte căi, au un alt statut decât cele ale, ale companiei de drumuri. Eu doar v-am întrebat dacă într-adevăr compania de stat a primit consultanță din partea executorului judecătorului. Atâta tot. Fiindcă eu sunt ferm convins că la câte mii de executări simite, că ați dat o cifră mai devreme, 120.000 de executări simite sunt. 176. Cer scuze, 176.000. Ar trebui la fiecare dosar execuțional la nivelul țării să deplaseze un reprezentant al Companiei Naționale de, de Drumuri și Autostrăzi să primească această consultanță în, în vederea întocmirii dosarului execuțional. Și eu vă întreb de ce trebuie să plătească un contravenient, fiindcă am început să contest procesele astea verbale din 2011 și am reușit să le desfințez pe toate. Iar ulterior lui 2013, când au început virulent executările silite, l-am desfințat și pe acestea. Și sunt pregătit cu o hotărâre definitivă și nu este singura, prin care susțin și susține de către, un, de către o instanță exact ceea ce am spus și eu mai devreme. Eu vreau doar să știu dacă la cele 170.000 de executări silite un reprezentant al noastră a fost acolo să primească acea consultanță pe care executorul judecătoresc în mod fals sau adevărat a trecut-o și a tarifat-o cu 200 de lei în condițiile în care se execută un tarif de 28 de lei. Și eu vreau să mai aduc în discuție și faptul dacă, dacă vi se pare normal ca după ce s-au aplicat 30 de contravenții lunar să fie și executat de 30 de ori pentru 30 de dosare diferite, să plătească 30 de, de onorarii ale executorului judecătoresc pentru o lege, atenție, care nu poate fi aplicată aplicându-se legea mai favorabilă, conform Constituției. Nu e o lege băgată într-un sertar de care nu știe nimeni. Este legea fundamentală a țării. Pot să vă spun că în relația companie de drumuri, compania noastră și executorii judecătorești, s-a aplicat în mod sigur ceea ce înseamnă prevederi legale, o relație corectă, legală, unul față de celălalt. În ceea ce privește executarea silită, atâta timp cât procesul verbal a fost, nu a trebuit pentru prejudiciu care a fost cauzat nouă, totuși, ca tarif, prin tariful de despăgubire, pe care ar trebui să, trebuia să-l încasăm, ar trebui să introducem acțiune în, în instanțele judecătorești. Și atunci, dacă nu făceam această acțiune și a încerca să recuperăm acel prejudiciu, la un moment dat, toate acele sume ni s-ar fi putut imputa. Pentru că obligația noastră legală este de a merge în instanță și a încerca să recuperăm sumele care ni se datorează. Dar cum vi se pare, de exemplu, că în 2012 vine legiuitorul și spune în felul următor: dacă ai apucat să contești procesul verbal, ți se anulează în mod obligatoriu din stat, fără niciun fel de prezență în instanță, fără niciun fel de apărare, simplu fapt că ai contestat procesul verbal, duce la anularea tarifului de despăgubire. Eu știu că CEDO, da, primul articol, primul protocol, spune că legea trebuie și drepturile trebuie, să spunem așa, armonizate pentru toți cetățenii, indiferent de rasă, culoare, sex și așa mai departe. Odată cu aplicarea acestei prevederi a legii 144, mie mi se pare, și chiar în această sentință pe care o să vă mânez, apare clar o discriminare. Din moment ce nu ați sesizat discriminarea și mai încă un aspect, ați spus că toate comunicările domnul au fost Cucuri, făcute în mod legal. Să nu le rezolvăm pe toate astăzi, că încercăm nu putem. Să le comprimăm. Păi nu, da, avem și trei subiecte și dacă tot puneți din întrebare în întrebare, sigur nu se mai poate răspunde. Sigur. Hai să întreb eu altfel, dacă tot sunt cel cu invitația, fără a ne socoti ce spune domnul, pentru că sigur are tare domnul avocat, dar ca principiu, ținând cont de toate lucrurile astea pe care dumneavoastră le vedeți în instanță și care sunt ale oamenilor, iar noi trăim și noi și noastră, din ce plătesc oamenii. Ați făcut în vreun fel să îndreptați lucrurile, inclusiv din punct de vedere legal, să nu mai aibă parte de așa ceva? Să nu ajungem să umble omul cu ochii la Dumnezeu și cu gura pe blesteme? Așa cum am mai spus și s-a mai discutat, din 2012 s-a anulat tariful de despăgubire. Acum, până la urmă, trebuie să fim și puțin grijulii cu noi, ca să putem să ne achităm obligațiile. Ați văzut că în orice țară te-ai duce, că te duci puțin în Bulgaria, că te duci în Moldova, că te duci în Ucraina, oriunde. Nu mai vorbesc la delelalte deștepte cu sisteme care te urmăresc de n-ai nicio problemă. Primul lucru pe care îl faci din momentul în care ai dat pașaportul sau buletinul sau actul de identitate, rovinieta peste tot, ai treci din rovinieta, fără asta nu treci. Iar daunele acolo sunt cu mult mai mari decât la noi. Dar nu cred că se întâmplă sarabanda asta de a trece, să plătești în trei locuri, să de trei ori mai mari, că la un moment dat renunți la mașină. Iau taxiul sau
altceva și mână. Oricum, acum procesul verbal de contravenție conține doar amenda contravențională care se poate achita conform legii la autoritățile fiscale, intră în bugetele locale sau avem în bugetul de stat. O căruță de telefoane, printre ele sunt și adresate dumneavoastră, dar mai mult doamnei Tănase, Mihai Drăgan din Ploiești, spune așa, am primit un proces verbal de contravenție acum o lună, iar fapta se petrecuse în luna mai 2012. Ce pot să fac, ținând cont că am obligat, că obligația era ca procesul verbal să vină în maxim 6 luni? Nu, aici cred că pot să vă dau un răspuns foarte pe scurt. Păi oricum nu mai avem timp, așa că... Exact. Deci, în momentul de față, toate procesele verbale care Compania Națională de Drumuri le-a emis sunt nule. Avem decizia în altei curți care spune foarte clar că toate procesele emise de ani de zile sunt nule, de fapt, fiindcă nu poartă semnătura agentului constatator. Dacă a făcut o contestație în instanță, a rezolvat-o în mod cert. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care vedem că ne urmăriți. Rămâneți pe canalele televiziunii publice, pentru că, așa spun mereu, nu pierdeți nimic, nici măcar timpul. La revedere, numai bine!